4 camere, vei fi în întuneric beznă, vei merge în 4 labe și te vei întâlni cu locatarii acestui hotel. Care sunt? Care sunt? Crede-mă că sunt. Nu sunt? Avem șoareci? E cam bară la mama, e suprapopulat. Runda 2, proba 2. Tunelul terorii. Draga mea, ești pregătită? Nu. Nu? Foarte bine. În spatele nostru este hotelul despre care îți vorbeam. Un hotel destul de comod. Mi se pare așa cam inadecvat să mă duc într-un hotel, nici nu ne cunoaștem. Eu nu intru cu tine, eu te aștept în partea cealaltă. Pe chiar dacă tocmai, nici măcar nu mă escortezi. Și draga mea, am să fiu alături de tine la hotel. Ce drăguț. Însă te voi privi. Vino un pic, te rog. Vino un pic. Ți-am zis că vei cânta în întuneric. Cred că ar trebui să te descalți. Serios vorbesc. Trebuie. Insisti? E bine. Hai. Andreea e aici ca să te lege la ochi, pentru că vei cânta în întuneric, cum spuneam. Ok. Așa, fii atentă. Aici, tu nu vezi, dar ai două bețișoare foarte ascuțite. Ce fac ele? Stai un pic. Care te vor ajuta să pătrunzi în întuneric. Da? Serios? Folosește-le la un moment dat. Cum adică? Faci frigării cu niște animale, adică împungi cu ele, înțelegi? Hai să zic. Da, hai! Hai, o treaptă! Doamnelor și domnilor, Iuliana ne va cânta Ruby, stinge lumina. Da. Și nu uita, orice s-ar întâmpla, hai, coboară că nu-i nimic, hai, coboară, coboară! Orice s-ar întâmpla, nu te oprești din cântat și din cazat. Hai, hai, hai! Aici ești ok. Aici e hall-ul, e recepția, da? Hai. Și fii atentă, eu te duc cu mâna către intrare. Miroasea pește. Dă-mi un pic mâna, că nu-ți fac nimic. Asta e o plasă, da? Aia e o plasă. Pe care va trebui să o împingi. De ce? Dacă vrei să treci camera alaltă, de ce? Și dacă nu trec? Andreea, vino lângă mine, te rog frumos. Atenție, te voi închide aici, da? Lasă capul puțin mai jos. Așa. Miroase groaznic. Asta e bine, e un hotel mai depravat, mai... Hotel Cismigiu. Hotel Cismigiu, de ostea. Iuliana, aplauze, nu te opri din cântat și stinge lumina. Stinge lumina, arată-n calea, pune mâna pe mine, simte-n chemarea, inimii mele, inimii mele, știu că... Stinge lumina, arată-n calea, ia-i ce dracu e aici! Mami! Stinge lumina, nu aprinde, nu, ce dracu e asta, că... Mami!
Eu eram aici. S-a întâmplat ceva? Lasă-mă un pic să vă prind ce-am trecut. Eu eram aici. Cât de drăguț sunt! Domn... Nu eram domnul aici. Prinde lumina! Nu aprinde! Domn, ce dracu e asta? Iuliana a cântat, dar mai mult decât atât ne-a drăguit tot hotelul. A trecut relativ ușor de camera cu capete de pești și s-a împotmolit la cea mai drăguță cameră, cea cu găinușe. Care, evident, l-a drăcuit. Cât despre baloane, toată lumea ar trebui să fie fericită și relaxată când vede baloane. Dar Iuliana nu e toată lumea. Asta a fost cea mai lungă piesă ever. Zici? Da. De ce te-ai oprit din cântat la un moment dat? Nu știu, m-am panicat. Te-ai panicat? Rău. Am văzut că te înțelegi bine cu părinții tăi? Foarte bine. Am văzut că ziceai acolo, mama, tata... Măsa și tasă, nu mama și tata. Of, Doamne. Rămâne de văzut dacă vei merge în finală. O invit alături de mine și pe Irina. Hai, Irina! 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 Și Iuliana își dispută al doilea loc în finală. Irina a avut o companie drăguță și numeroasă de-a lungul prestației din bazinul Killer Karaoke. Șerpii au pregătit o coreografie specială care nu a făcut decât să o pună în valoare pe concurenta noastră. Rămâne de văzut dacă a meritat. De cealaltă parte, Iuliana nu a cântat în apă, dar asta nu înseamnă că i-a fost mai bine. A rezistat cu stoicism atacului unei cete întregi de capete de pești. Mai apoi a făcut față cu brio aventurii din cotețul de găini pe ai cărui locatari i-a și înjurat cu foc. Cele mai multe probleme le-a avut paradoxal în camera de joacă a hotelului nostru. De unde a ieșit ajutată de Ștefan, care i-a mai spart din jucării. Și în acest moment punem start vot! În acest moment spuneți stop vot.